Bun găsit, dragii mei! Sunt Manuela Hărăbor și continuăm și astăzi proiectul Teatrului Stella Popescu intitulat Lecturi. Și astăzi vă voi citi un text din volumul Pământul Americanului, scris de Adrian Pintea. Astăzi, toamna doare frumos, nu-i așa? Ce bine ne face încă felul în care stelele își pierd capul, înclinându-se vag spre septembrion. Ce elegant, ce distins e iarăși domnul vânt, cu jobenul înclinat discret și bastonul subțiat de mers. Ce tandre sunt privirile acestor comeseni nevăzuți, cu care stai de vorbă, poetule, atunci când vezi că ți se aprinde țigara din senin, că un scaun se trage singur lângă masa ta, că cineva nevăzut gustă din cafeaua ta și râde murmurând: a venit toamna, doare frumos, nu-i așa? Ce împăcare cu toate! Ce linie subțire are vântul în umbritele zori, ca un desen de copil prudent și cu minte, care așteaptă viața cu sufletul cuibărit. Căderea frunzei ruginite, ce vizită! Poveștile verii pălind, verbul verii lenevindu-se în frază, neînțeles pe de-antregul. Ochiul pământului clipind obosit. Un singur orizont rămas, o singură câmpie întinsă până departe pentru călătorii din vis. Să nu te trezească decât copiii zăpăciți, care culcă în picioarele lor mici și parfumate viața înșelătoare a strugurilor. Întinde mâna. Priviri vechi te zăresc chiar pe tine printre lucruri și gânduri. Zâmbești și treci. Deasupra ta a început leneșa lucrare a toamnei. Vița suspină, norii de mătase mângâie câteva case vechi, un câine lup învață ceva despre melancolie, întorcându-se mereu din drumul lui spre poarta casei. Ce împăcată și largă pare lumea acum! Totul se retrage. O strategie blândă. Un rac înțelept părăsind plaja. Abia a trecut o femeie cu adevărat frumoasă. Abia ne-am întins mâna, prietene. Așteptându-te, încălzesc a câta oară cana cu ceai, aprind țigara și nu tresar când dintre coperți cade pe cofor fotografia ta, de pe vremea când nu știam. Iar orașul acela, minuscul, ne trimite oftând două dintre străzile lui în dar. Acolo a ruginit pe gânduri lumina. Postscriptum. Toamna doare frumos. Nu-i așa, dragii mei? Sper că v-a plăcut lectura de astăzi. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și abia aștept să ne revedem săptămâna viitoare.